În acest caz este vorba despre contracte care au fost încheiate între Consiliul Județean și firmele agreate de Duicum. Conform anchetatorilor, acestea erau o practică obișnuită pentru fostul președinte al Consiliului Județean Mehedinți. Fostul președinte al Consiliului Județean Mehedinți, Adrian Duicu, fostul șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Mehedinți, Ștefan Ponea și alte 8 persoane au fost trimiși în judecată în 28 iulie 2014, într-un dosar ce vizează fapte de corupție. Adrian Duicu este acuzat că ar fi intervenit la guvern și la șeful Poliției Române pentru a-l ajuta pe fostul inspector șef al IPJ Mehedinți să își păstreze funcția, iar ulterior să fie promovat. La rândul său, Ștefan Ponea s-a oferit să-l ajute pe Duicu intervenind la Curtea de Apel Craiova, unde șeful Consiliului Județean se lupta cu Agenția Națională de Integritate într-un proces de conflict de interese.